Deschidem această adunare cu imnul 639, deschidem ochii. Că ești în ceruri, venim în această seară de sabat să-ți mulțumim foarte mult pentru toate binecuvântările pe care le-ai revărsat asupra noastră. Îți mulțumim în mod special pentru dragostea ta, pentru iertarea ta, pentru călăuzirea ta din săptămâna care a trecut. Venim în acest moment să-ți cerem să ne trimiți un cuvânt de la tine, un cuvânt de care știi că avem nevoie. Ajută-ne să-l primim cu inima deschisă și ajută ca acest cuvânt să fie puternic în viața noastră. Numele Lui Iisus te-am rugat. Amin.
Sabbat fericit. I want to say happy Sabbath to everybody who's here and also to those who are watching online. Vreau să spun un sabat fericit tuturor celor care sunt aici și de asemenea celor care ne urmăresc online. I have a couple of friends watching tonight, so I just wanted to say hi to them as well. Am câțiva prieteni care ne vor urmări în această seară și de asta vreau să le spun un bun venit. But I'm thankful that I was able to share with you guys today. I just finished 10 weeks of co-portering. Sunt foarte recunoscător că pot să împărtășesc câteva experiențe cu dumneavoastră în această seară. Am fost câteva săptămâni în colportaj. And before I actually get to the message tonight, și înainte de a ajunge la mesajul pe care l-am pregătit pentru această seară, I want to share three stories. I'll try to make it as short as possible. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră trei întâmplări, trei experiențe, și aș vrea să fiu foarte scurt. So you guys can just see how God is still really working in a lot of young people's lives today. Pentru ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu în inimile celor tineri în ziua de astăzi. Before I go to the stories, the title of my message tonight is Your First Love. Înainte de a începe cu povestirile, vreau să spun titlul predicii de această seară este prima iubire, prima dragoste. And we're going to be looking at how we can regain that first love experience. Și ne vom uita în special la cum anume putem să recapătăm acea dragoste din tâi. But I want to start out with telling you guys a story that actually happened to me. Aș vrea să încep cu o întâmplare care de fapt cu o povestire care s-a întâmplat cu mine, cu viața mea. It happened when I read this quote in Colporter Ministry. S-a întâmplat când am citit acest citat în lucrarea de colportaj, which says in laboring for perishing souls, care spune așa, în lucrul pentru sufletele care pierd, you have the companionship of angels. Ai pe îngeri ca și tovarăș. And I saw this quote come alive to me as I entered into this court. Și am văzut acest citat prinzând viață în momentul în care am intrat într-una din curți. And I remember the first house I knocked on, two books went out. La prima casă la care am bătut la ușă, am reușit să dau două cărți. The next house, another book went out. La următoarea casă am dat o altă carte. The house after, two more books went out. La următoarea casă, a treia casă, încă două cărți am dat. And books were just coming out throughout this street. Împărțeam cărți la fiecare casă de pe strada respectivă unde le făceam colportaj. And so I was thinking to myself. Și mă gândeam atunci.
man, God is really, really working on this street. Dumnezeu chiar că lucrează pe strada asta. And I was feeling so unworthy, and I was claiming also a Bible promise found in Psalms 34. Și mă simțeam așa de nevrednic și în mintea mea mă agățeam de o făgăduință din Psalm 34, verse 7. Psalmul 34, versetul 7. Which says, the angel of the Lord encamps around those who fear him. Care spune îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el. And I believe that God showed me that promise also fulfilled as I approached the next house. Și Dumnezeu mi-a arătat acea făgăduință împlinită în timp ce mă îndreptam sau când am ajuns la a patra casă. A girl rushed to the house and I told her to go call her parents. O fată a venit să răspundă și am rugat-o să cheme pe părinții ei. And she ran back and said, "Mommy, mommy, mommy." Și s-a dus înapoi și a strigat la mama, mamă, mamă. There's two men at the door. Sunt doi oameni la ușă. And right when she said that, I swung my head around my shoulder thinking. Și chiar când a spus aceasta, m-am întors și m-am uitat peste umăr. Like, who's the other man? Cine e cea de-a doua persoană la ușă? I realized it couldn't have been my leader that day because we have a leader that takes care of us. Și mi-am dat seama că nu putea să fie liderul nostru pentru că el era în altă parte. And she's actually a girl that day. Și era o fată în ziua aceea liderul nostru. So it couldn't have been her. N-ar fi putut să fie ea. It couldn't be another student. Nu putea să fie un alt student. Because I was the only one on that street. Că eram singur pe aceeași stradă. And so I think it had to be an angel. Și am știut că trebuia să fie un înger al lui Dumnezeu. And so it was just a blessing to see that even though I felt unworthy to witness, God was willing to send his angels to work with me. Și a fost încurajator să văd că cu toate că eram nevrednic să-l prezint pe Dumnezeu, Dumnezeu a trimis un înger să mă însoțească. Second story. A doua povestire. I hand a man a great controversy. I-am dat unui om Marea Luptă, cartea Marea Luptă. And as soon as he grabs it, he says, "No." Și când a luat-o în mâinile lui, a spus, "No." And I was kind of surprised. I was like, "What do you mean, no?" Și l-am întrebat, "Cum adică nu? Ce vrei să spui cu asta?" He said, "I can't believe you're here." Și zice, nu pot să cred că ești aici. I bought this book 2 months ago. Am cumpărat cartea asta 2 luni de zile în urmă. And I was thinking, you know, the Cole Porter program didn't run 2 months ago. How'd you get that book? Și mă gândeam cum ar fi putut el să cumpere cartea respectivă, pentru că programul de colportaj nu era 2 luni în urmă pe acea în acea zonă. Nu începuse încă. And so he began telling me. I said, "How did you end up getting this book?" And he said, "You won't believe what happened." Și l-am întrebat cum a ajuns să posesc aceste cărți. Și el a spus, "N-ai să crezi când am să spun cum a ajuns să posesc cărți." 2 months ago in Hemet. 2 luni de zile în Hemet. Some students just like you came to my house. Exact niște studenți cum ești tu au venit la ușa casei mele. And normally I don't talk to them and I normally hate reading, but these guys are just very, very nice people. Și de obicei nu sunt foarte entuziasmat de tineri și nu prea citesc. Dar a fost ceva special despre acești tineri care m-a făcut să am interes. And so he invited them in and they answered a lot of his questions. I-a invitat înăuntru și ei i-au răspuns la multe din întrebările lui. And they kept showing him this book, The Great Controversy, telling him to buy it. Și tot arătau această carte, Marea Luptă, și spuneau că e bine să o cumpere. He said he felt impressed, but he just kind of pushed it away and said, "No, I don't like to read, it's fine." Și au văzut că ei insistau să-i vândă cartea, de zis, n-aș vrea să o iau acum, nu mă simt, și de fapt nici nu prea citesc, sau așa, n-am să o cumpăr. So he gave them some money and he said he sent them on their way. Le-a dat niște bani, n-a luat cartea și i-a trimis pe drumul lor. He said he walked outside and he saw them just walk down the street, you know, continue going on the various houses. Și s-a uitat după ei în timp ce ieșeau și i-a urmărit cu privirea în timp ce se îndepărtau de casa lui. He goes to sleep that night, he wakes up the next morning. S-a dus la culcare în acea seară și s-a trezit dimineața următoare. And as he gets up for work, he goes to unlock his car. Și în timp ce se pregătea să meargă la muncă, a pus cheia în ușa mașinii încercând să o deschidă. And he said, you won't believe what I saw on my passenger seat. Și zice, n-o să crezi ce am văzut pe scaunul pasagerului din mașina mea. I was like, what? Ce văd? And ce he said, văd? I saw the great controversy there. Deci am văzut cartea pe care vreau să mi-o vândă studenții. And he said, it was crazy because you probably think that I sound kind of weird telling you this. You probably don't believe me. Și zice, sună puțin ciudat așa, poate că n-ai să mă crezi. He said, but every night I lock my car and my windows are always up. Da, sunt un om care sunt atent la detalii și fiecare seară încui mașina și geamurile mele sunt închise complet. And he said he knew that God was trying to give him that book that much. Și s-a gândit în acea seară că Dumnezeu și-a dorit foarte mult ca el să aibă acea carte. So he ended up reading half the book, but then he gave it to a friend. Și a citit jumătate din carte și după aia a oferit-o unui prieten de-al lui. And that's why he was so shocked to see me.
Și de-aia era foarte foarte impresionat să-l vadă pe Eric. He said he just recently moved to Anaheim, which like a couple days like back, and that's when I knocked on his door. Și a spus că tocmai se mutase în Anaheim de la Hammett câteva zile în urmă. And so he's like, man, God is really trying to reach out to me somehow. Și a zis lui Eric că Dumnezeu într-adevăr încearcă să ajungă la inima lui cu acest lucru. And I told him, God sent me here because you read only half the book. He wants to give you another chance. So I gave him another DVD that talked about Daniel chapter 9. Și Dumnezeu și i-a spus omul respectiv, Dumnezeu m-a trimis aici pentru că el vrea foarte mult să citească această carte și i-a dat un DVD care trata Daniel capitolul 9. And he ended up saying, "Wow, I really need this. This is definitely God sent you here. I'm going to buy this DVD." And he ended up getting the DVD. Și a zis că realizez că Dumnezeu vrea să citesc, vreau să intru în posesia acestor informații și am să cumpăr acest DVD de la tine. Last story and then I'll start because we don't have too much time. Și ultima întâmplare pe care o să spun, nu prea avem mult timp, o să mă grăbesc prin ea. This didn't happen to me, but it happened to a student up north. Nu mi s-a întâmplat mie personal, ci unui coleg de-al meu care este în nordul Californiei. He was a very, very good singer. El este un cântăreț foarte, foarte bun. And one of the leaders, when he was driving around about to pick up that student one day, și unul dintre lideri care încerca să-l ia cu mașina pe acest tânăr, while he was at his last door before he was about to get picked up, he heard the student singing to someone at a door. L-a auzit pe acest student cântând pentru cineva la ușa lui. And he never, you know, seen this before. He thought, you know, we just try to give him the books, but he was really shocked that this guy was ministering to this person at a door by singing to them. Și el s-a așteptat să-i dea o carte să facă colportaj, dar acest tânăr doar îi cânta omului de la casa respectivă. They ended up getting some books and signing up for Bible studies. Și la sfârșit, după ce a cântat, omul a cumpărat câteva cărți și s-a înscris și la un studiu biblic cu el. The next, I think it was 2 days later. Două zile mai târziu. The leader actually gets a call from these people who the boy sent to. Liderul primește un telefon de la persoana respectivă, de la casa respectivă. And he said, "Thank you so much again for coming by." Și îi spuneți mulțumesc foarte mult pentru că ai trecut pe la noi. Those two students of yours that sang for me sang so, so beautifully. I-a zis, acei doi studenți pe care ai trimis la mine la ușă au cântat extraordinar. And the leader kind of just was shocked again, two students? Și liderul s-a fost puțin șocat. Cum adică, doi studenți? He only saw one student there singing with him. Era numai un student la ușă cântând. But the person said that he heard two people and there was two people singing to him. Dar persoana respectivă a spus că a văzut două persoane și a auzit două persoane cântând. And so God's angels, I mean, imagine how beautiful that would have sounded. Imaginați-vă ce frumos a sunat acea cântare la ușa aceea. To hear an angel singing along with you. Să auzi un înger cântând cu tine. Definitely some amazing, amazing stories. Mod definitiv, niște întâmplări nemaipomenite. And God really was working this last summer. Și Dumnezeu a lucrat în mod special această vară. But as in summers past, dar când vara a trecut, like in the previous years, în anii anteriori, I've realized that after some people have this really, really amazing experience where they see God working so powerfully, am realizat că după ce unii oameni au această experiență văzându-l pe Dumnezeu lucrând în mod foarte, foarte puternic, they end up slowly, slowly, slowly starting to forget about that experience. Sfârșesc încet, încet, încet să uite de această experiență pe care au avut-o cu Dumnezeu. And the Bible calls this experience that they begin to lose your first love. Și Biblia numește această experiență când încep și îți pierzi dragostea dintâi. As we begin the message, your first love, let's just pray really quick, ask God to be with us, and then we're going to get through the message as quick as possible. Când înainte să începem acest mesaj, vreau să ne rugăm împreună pentru prezența lui Dumnezeu. Lord, I want to ask for your Holy Spirit to be among us as we open up your word. Doamne, aș vrea să te rog pentru Duhul tău cel sfânt să fie printre noi în timp ce deschidem cuvântul tău. As we learn how to find our first love and how to regain that first love experience. În timp ce învățăm cum să căpătăm acea dragoste din tâi sau să o recăpătăm acea dragoste din tâi. I pray that you would just speak to our hearts personally tonight. Mă rog ca tu să ne vorbești fiecare dintre noi în această seară. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus te-am rugat. Amen. Amin. It was the first summer and I walked back home. A fost prima vară când am venit înapoi acasă. And I went into my school and I saw a friend of mine who actually was the one that led me to Christ. M-am dus și m-am întâlnit la școală cu unul dintre prietenii mei, prietenul care de fapt m-a condus la Hristos. Except he didn't go canvassing, but I did. Dar el n-a fost în colportaj, eu am fost în colportaj. And as I ran up to him and I gave him a big hug and I said, "Hey man, how's it going?" Și am alergat la el și l-am luat în brațe și l-am întrebat, "Hey, ce se întâmplă? Ce mai e nou?" And I was just really, really excited, but he just had a look on his face as if he wasn't as excited to see him. Și eram așa de entuziasmat, dar m-am uitat pe fața lui și parcă nu era așa de entuziasmat pe cât eram eu.
And he began asking me kind of, you know, very softly, so hey, you know, how was it? How was your experience? Și m-a întrebat înapoi într-o voce foarte foarte blândă, așa foarte suavă, foarte joasă, ce s-a întâmplat? Ce mai nou în viața ta? So I just, you know, as excited as ever, I began telling him all my stories, all these experiences and just telling him how great it was. Și același spirit pe care l-am entuziasmat tot timpul, am început să-i povestesc despre lucrurile care s-au întâmplat în viața mea în vara respectivă. And in the middle of one of my stories, he kind of cut me off. Și în mijlocul unei întâmplări pe care o povesteam, m-a oprit brusc. And he says, Eric, that sounds really great. Eric, tot ce spui tu sună fantastic. But I feel like I've lost that fire that I can see in you. Dar simt că am pierdut acea dragoste pe care sau acel foc pe care îl văd în tine. I used to wake up every morning having a desire to go tell others about the Savior. În trecut mă trezeam dimineața și aveam o dorință puternică să mă duc să vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. But lately it just seems like that desire is fading away. Dar de curând simt că acea dragoste se cam stinge. And I know that in our Christian walk and our experience, we all will have maybe a time where we kind of can relate with that experience. Și cred că în viața noastră avem poate că un momente când rezonăm cu această experiență. And so what I want to go through tonight is look at how what we can do during that time where we have that experience that we feel like we're losing that desire to serve God. Și aș vrea să ne întoarcem în această seară și să ne uităm puțin la ce putem face în momentul în care trecem prin această experiență în care ne pierdem dragostea din tine. The first point is how do I regain that first love experience? Primul punct este cum recâștig acea dragoste din Dumnezeu. And then secondly is how do I gain that first love experience if I've never had it? Și al doilea, cum aș putea să capăt această dragoste din tine dacă niciodată n-am avut-o? So first one, regain, and secondly, gain it if I've never had it. So primul punct, a recâștiga dragostea din dâi, și al doilea punct, cum aș putea să am această experiență dacă n-am avut-o niciodată. And we find this answer in Revelation chapter 2. Și găsim răspunsul la această întrebare în Apocalipsa capitolul 2. About a group of people. Despre un grup de oameni. That were doing many, many good things, but in the midst of all those things, they lost sight of someone very important. Care făceau multe, multe lucruri bune, dar în mijlocul acestor grup de fapte bune, extraordinare, au pierdut esența. So, who can tell me what is Revelation 2 and 3 about? Cine poate să-mi spună de ce subiect tratează Apocalipsa capitolul 2 și 3? The seven churches. Good, cele I hear my șapte biserici. Îl aud pe fratele meu în spate, răspunsul. Good, so the seven churches. Cele șapte biserici. And if we can understand how to apply these churches or how we can interpret these churches. Și dacă înțelegem cum putem să interpretăm aceste șapte biserici, it helps us kind of to get a better understanding of what we can expect when we look at this in just a moment. Ne ajută să avem o înțelegere bună la acest capitol și să înțelegem cum ne afectează pe noi acest lucru. The first thing we need to know is they were all literal churches in John's day. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem că acestea sunt biserici literale în biserica în timpul lui Ioan. In other words, when he was writing this, there was a church of Ephesus and Laodicea and Thyatira. Deci când scrie la aceste scrisori, exista o biserică fizică în fiecare din aceste orașe. The second thing we need to know is this also represents periods of time of church history. Al doilea lucru pe care trebuie să înțelegem este că fiecare din aceste biserici reprezintă un stadiu anume al bisericii. So the early church went through the Ephesus experience. Biserica din tâi a trecut prin experiența Efes. And the last church or the last day church goes through the Laodicean. Și biserica din ultimele zile va trece prin această fază. And there's times to go through all that. Și există timpuri și momente speciale când biserica trece prin toate aceste stadii. But the third one is the one that I want to look at tonight. Dar al treilea punct este punctul pe care vreau să mă concentrez în această seară. And that is that this can apply to specific problems people are having in our church. Toate aceste biserici și experiența lor se aplică la experiențe specifice pe care le avem în biserică. And so let's look at what their problem was in Revelation 2 verse 1. Haideți să ne uităm la ce probleme aveau aceste biserici în capitolul 2 versetul 1. It says unto the angel of the church of Ephesus write, these things saith he that holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden candlesticks. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Here we find somebody
Walking in the midst of the seven candlesticks. Și vedem pe cineva care se plimbă sau merge printre aceste sfeșnice. Who is this person speaking here and who is this person walking in the midst of the candlesticks? Cine este persoana care vorbește și cine este persoana care merge printre aceste sfeșnice? Well, the Bible gives us the answer that it's Jesus in Revelation 1 verse 13. Just flip a page over in your Bible and look at Revelation 1 verse 13. Și dacă vă uitați în versetul 13 din capitolul 1, Biblia dă răspuns cine este această persoană care merge prin mijlocul sfeșnicilor. Este Iisus. And in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot and girt about paps with a golden girdle. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. And so here Jesus is seen as walking in the midst of the candlesticks. So în acest verset îl vedem pe Iisus care merge printre sfeșnice. And as it said in Revelation 2 verse 1, what is Jesus doing or what does he have in his hands? Și când ne uităm la versetul 1 din capitolul 2, ce are Iisus în mâinile lui? Well, we read it, it said the seven stars in his right hand. Biblia spune că are cele șapte stele în mâinile lui. What are these stars? Ce sunt stelele? Sau ce reprezintă stelele în Biblie? Revelation 1 verse 20. Versetul 20 din capitolul 1 ne dă răspunsul. The mystery of the seven stars which you saw in my right hand and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches and the seven candlesticks which you saw are the seven churches. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Here Jesus is seen as holding these stars which the Bible calls angels. Îl vedem pe Iisus ținând în mâinile lui aceste stele pe care Biblia îi numește îngerii bisericilor. Angels of the church, right. And so what is an angel? What does the word angel mean? Ce este un înger? Ce înseamnă cuvântul înger? It means messenger. Good. Înseamnă mesager. And so Jesus here is holding in his hands the messengers of the churches. So Iisus îl ține în mâinile lui pe solii bisericii. Now are you and I a messenger of the church? Suntem noi soli ai bisericii? Could God use us as an angel, as a messenger to someone else? Ne poate folosi Dumnezeu ca mesager pentru cineva, pentru altcineva? Yes, he can. Sigur că da, ne poate and folosi. And so Jesus here, as he's walking in these candlesticks, he's showing this church that he's holding them, their messengers, right in his hand. Iisus arată bisericii că el îi ține pe acești mesageri în mâinile lui. Jesus is about to tell this church what they're doing wrong, but before he does that, he shows them that he's still holding them in his hands. Iisus este pe punctul în care urmează să spună acestei biserici ce face greșit, dar înainte să le spună acest lucru, le arată că îi ține în mâinile sale. And in verse 2 and 3, which for time's sake we're not going to read, he begins telling them all these good attributes that this church has. Și în versetele 2 și 3 începe și le spune lucrurile bune pe care le fac, toate calitățile pozitive pe care biserica le are. He says things like you have patience. Și spune aveți răbdare. You labor for my name's sake. Lucrați pentru numele meu. You can't bear those who are evil. Nu puteți să suferiți pe cei care sunt răi. And he names all these positive attributes of this church. Și listează toate aceste atribute pozitive ale bisericii. He was a church that were doing good works. Aceasta era o biserică care făcea fapte foarte, foarte bune. And Jesus was holding this church in his hands. Și Iisus ținea această biserică în mâinile lui. But in the midst of doing all these good things for God. Dar în mijlocul facerii tuturor acestor lucruri bune pe care biserica le făcea, Jesus still has something against them. Iisus tot are ceva împotriva acestei biserici. And he tells us what that is in the next verse in verse 4. Și ne spune în versetul 4 ce anume are el împotriva acestei biserici care face atâtea fapte bune. He says, nevertheless, I have somewhat against you because you have left your first love. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. The title of the message is your first love. Și titlul acestei meditații în această seară este dragostea dintâi. This church lost sight of their first love. So această biserică a pierdut perspectiva dragostei dintâi. And who was their first love? Și cine era dragostea lor dintâi? Jesus. Iisus. Jesus was their first love of their life. Iisus era prima dragoste a vieții lor. But they got caught up with doing so many other things. Dar s-au prins în atâtea lucruri bune pe care le făceau. Even good things for God, even ministry. Chiar și lucruri bune pentru Dumnezeu, chiar și servirea celorlalți. But they began focusing so much on what they were doing that they lost sight of why they were doing it. S-au concentrat așa de mult asupra lucrurilor pe care le făceau că au pierdut din vedere pentru cine făceau acele lucruri. And so the question is tonight.
Întrebarea din această seară este: is have you lost sight of your first love? A pierdut dragostea din tâi? Was Jesus the love of your life at one point in time? A fost Isus dragostea vieții voastre și a noastre la un anume punct din viața noastră? But lately it seems like he's slowly starting to fade away. Dar în timpul recent acum simțiți că ați pierdut acest lucru? Like I alluded to before, I was really excited at first when I entered the church. Am fost foarte entuziasmat când am intrat în biserică. But as the months went by, dar timpul a trecut, lunile au trecut. That enthusiasm began to slowly die. Dar și acel entuziasm inițial a scăzut zi de zi. And I remember seeing a friend of mine who had that experience. Și mi-aduc aminte că am văzut pe unul dintre prietenii mei care a avut acea experiență. And I asked him, how are you still so happy? How are you still so excited after it's been so long? Cum se poate de ai rămas așa de fericit, ai rămas așa de entuziasmat de această experiență după atâta timp? And I slowly began to realize myself that I also was losing that desire. Și am realizat pentru mine că cu mine se întâmpla același lucru și eu pierdeam acea dorință. Just you said talk more on the mic. And so as time went by, timpul a trecut, I also eventually lost the desire to tell others about the Savior. Și mi-am pierdut chiar și dorința de a spune celorlalți despre Dumnezeu. And so again I asked the same question that happened to me at one point. Și mi-am pus aceeași întrebare pentru mine. Have I lost my first love? Mi-am pierdut eu dragostea din tâi? Have you guys all lost your first love? Ați pierdut dragostea din tâi? But you know, there's a question that we need to follow up and ask. Dar este o altă întrebare pe care trebuie să continuăm să ne întrebăm. Well, how do we or what does it even mean to lose sight of our first love? Ce înseamnă să-ți pierzi dragostea din tâi, de fapt? How do we know if we've lost sight of our first love? Cum ne putem da seama dacă ne-am pierdut dragostea din tâi? And this is found in a quote. Și aceasta se găsește într-un citat. In Fifth Testimony to the Church, 385, paragraph 4. În Mărturii pentru Comunitate, paragraful 385.4. It says this. Și spune așa. The very first impulse of the renewed heart. Cel mai sau impulsul inițial al unei inimi renăscute is to bring others also to the Savior. Este de a aduce pe alții la Hristos. She says right when you change, the first desire you're going to have is to tell someone else about it. Prima dată când ești schimbat, prima dorință pe care o este să-i aduci pe ceilalți la Dumnezeu. She then goes on to say. Și apoi continuă. Those who do not possess this desire. Cei care nu au această dorință, which again she alludes to before is leading others to the Savior. De a aduce pe ceilalți la Hristos. She says those who do not possess this desire give evidence that they have lost their first love. Cei care nu au această dorință, acesta este indicația că și-au părăsit dragostea din tâi. And so the question is. Întrebarea este. Do we have that desire to lead others to the Savior? Avem noi această dorință de a-i conduce pe ceilalți la Dumnezeu? Do we wake up in the morning and think, God, how can I witness at my work today? Ne trezim dimineața și primul lucru care ne vine în minte este întrebarea: Doamne, cum aș putea să mărturisesc la locul meu de muncă? Do we wake up in the morning before school and say, God, how can I share my faith with at least one of my friends today? Mi se întâmplă să mă trezesc dimineața și să mă întreb cum aș putea să împărtășesc pe Dumnezeu cu colegii mei la școală? Do we wake up in the morning and have those thoughts or those desires? Ne trezim noi dimineața oare cu aceste gânduri în mintea noastră? If we don't have that desire to lead others to the Savior. Dacă nu avem această dorință de a conduce pe oameni la Dumnezeu? That's evidence we have lost our first love. Este evidență clară că ne-am pierdut dragostea din tâi. And I'm really thankful that even though God gives us this problem. Și sunt recunoscător pentru că cu toate că Dumnezeu ne dă această problemă. He doesn't just point it out, but he gives us a solution. Nu doar ne arată care este problema, ne și dă o soluție la această. And the solution is found in verse 5 of Revelation 2. Și soluția ne este prezentată încă în același capitol, capitolul 2, versetul 5. If you're a part of that group that doesn't have that desire, please listen right now. Dacă ne simțim parte din acest grup care și-a pierdut dragostea din tâi, să ascultăm cu atenție la acest verset. Because this will give us the solution to that problem. Pentru că acest verset ne va da soluția la problema despre care am vorbit. It says, remember therefore from where you have fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto you quickly and will remove your candlestick out of its place, except you repent. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești.
In this verse, God gives the people in Ephesus three simple steps. În acest verset, Dumnezeu le dă celor din Efes trei pași foarte simpli. First one is remember. Primul este adu-ți aminte. Remember from where you have fallen. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Second one is, you guys tell me. Al doilea, ajutați-mă. Repent. Pocăiește-te. Okay? And the last one is what? It says in the next few words. Întoarce-te la faptele tale din tâi. And return to your first works. So I like to call it the three R's. Aș vrea să-i numesc cei trei R. Remember, repent, and return to your first works. În engleză face una de sens. Adu-ți aminte, pocăiește-te și al treilea, întoarce-te la faptele tale din tâi. And so I'm going to look at this first step. We're going to go through the three steps really quickly and see how we can follow them as well. Aș vrea să merg foarte rapid prin acești trei pași și să vedem ce înseamnă aceasta. It says, remember from where you have fallen. Spune, adu-ți aminte de unde ai căzut. Now think with me for a minute. Gândiți-vă împreună cu mine. Can you remember something that's going to happen in the future? Poți să te aduci aminte de ceva care se va întâmpla în viitor? Or something that's happening in the present? Sau ceva care se întâmplă acum în acest moment? When you remember something, when did it happen? Când îți aduci aminte de ceva, când s-a întâmplat? In the past. În trecut. And so he says, remember, it's obviously something that happened in the past. Și spune, adu-ți aminte și vorbește despre ceva care s-a întâmplat în trecut, cu siguranță. It says, remember from where you have fallen. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Now, if you're looking up at a place where you have fallen from, dacă te uiți în sus la un loc de unde ai căzut, are you looking up or down? Te uiți în sus sau te uiți în jos? Up. Sus. And so when you're remembering from a place you have fell, that means you're remembering a time where you were higher up in your walk with God. Dacă ți aduci aminte de unde ai căzut, îți aduci aminte de un moment, de un timp din viața ta când erai sus într-o experiență cu Dumnezeu. And so you're remembering that time, that first love experience. Și ți aduci aminte de acea experiență, de acel timp când ai avut acea experiență. And as most of us will know, și cum mulți dintre noi știm, when we remember a time where we were in love, când ne aducem aminte de momentul în care am fost îndrăgostiți, I can't really tell too much about nu that, pot să spun foarte mult despre acest lucru, poate că dumneavoastră aveți mai multe de spus. What happens when you remember about good times when you're really in love? Ce se întâmplă când îți aduci aminte de momentele când ai fost îndrăgostit, de momentele bune când ai fost îndrăgostit? Well, you begin to kind of miss it, right? Încep să lipsească acele momente. At least that's what I've been told, so. Așa mi-au spus cei din jurul meu. You begin missing that experience, that love that you once had. Încep să-ți dorești acea experiență să se reediteze. And so the first step God gives us is to remember where we have fallen, remember that time when we are on fire for God, because he wants us to miss it. Și Dumnezeu ne sfătuiește să ne aducem aminte acel moment pentru că el vrea ca acea experiență să ne lipsească, să ne o dorim din nou. And when we remember God's goodness and how he worked in our life in the past, și când ne aducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu și modul în care a lucrat el în trecut, God says in Romans 2 verse 4 that the goodness of God leads to repentance. Și Biblia spune că dragostea lui Dumnezeu ne îndreamă la pocăință. And that automatically will lead us to step number 2, which is repent. Și aceasta în mod automat ne va conduce la pasul al doilea, care este pocăiește-te. After we remember God's goodness, we will be led to repentance. După ce ne aducem aminte de dragostea lui Dumnezeu, aceasta ne va conduce la pocăință. And so what is repentance? Acts chapter 3 verse 19. Ce este pocăința? În Faptele Apostolilor capitolul 3 verse 19. 3 versetul 19. As we continue on the topic, your first love. It says, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. The verse begins by saying, repent therefore and be converted. Versetul spune, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. So, repentance is a means of bringing on conversion. So, pocăința aduce schimbare, întoarcere. And like the Romanian version said, it says turn. Și îmi place versiunea românească când spune întoarce-te de la căile tale. And so repentance, it's a turning around of what you're currently doing. So, pocăința este o întoarcere de la lucrurile pe care le-ai făcut până în momentul respectiv. It's a 180 turn, a complete turnaround.
Este o întoarcere completă în direcția opusă. And so as we remember that time where we were on fire for God with first love experience. Când ne aducem aminte de prima experiență de dragoste pe care am experimentat-o cu Dumnezeu. We're going to start missing it. We're going to start wanting to go back. Ne va lipsi și ne vom dori să avem din nou aceeași experiență. But it's at that time when we miss it that God says you need to turn your life completely around. Dar este în acel moment când realizăm acest lucru, când Dumnezeu ne spune trebuie să ți întorci viața. În direcția opusă. And change the way you're living. Și trebuie să schimbi modul în care trăiești. And after you repent and you say, "All right, God, I'm going to go into a new direction." Și după ce te iei decizia să te pocăiești și să îi spui Dumnezeu, mă voi întoarce și voi merge în direcția opusă. That automatically will lead you to step number three, which is. Te va conduce în automat la pasul numărul 3, care este. Return to your first works. Întoarce-te la faptele tale dinainte. And just simply to explain this, I guess, without I had a verse for it, but I guess I can just explain it for sake of time. Și am avut un verset pentru acesta, dar o să-l explic foarte, foarte scurt. It's essentially after you repent. După ce te pocăiești. God says to go back to your first works. Dumnezeu spune să te întorci înapoi la faptele dintâi. And that means to do the things that you were doing when you were on fire. Și asta înseamnă să faci lucrurile pe care le făceai în momentul în care erai înflăcărat pentru Dumnezeu. Do the things you were doing when you had him as your first love. Fă lucrurile pe care le-ai făcut când ai fost în acea relație cu Dumnezeu, în acea relație extraordinară cu Dumnezeu. And when you go back to doing those things, și când te întorci și faci acele lucruri pe care le-ai făcut în acele momente de început, you will regain that first love experience. Vei recapăta acea dragoste din tâi. And so to answer point number one, și ca să răspund la punctul numărul 1, how to regain that on fire experience you once had. Cum aș putea să recapăt dragostea din tâi? We need to remember. Adu-ți aminte. Repent. Pocăiește-te. And return. Și întoarce-te. And in return, we will regain that experience. Și făcând aceste lucruri, vom recapăta această experiență. But then, what about point number two? Dar ce putem spune despre punctul numărul 2? Because Eric, what if I've never had that first love experience? Poate că o să-mi spuneți, Eric, eu niciodată n-am avut acea dragoste din tâi. What if I've never had a desire to lead others to the Savior? Ce se întâmplă dacă n-am avut niciodată în viața mea dorința să-i conduc pe alții la Dumnezeu? I want to look at a story in the Bible. Aș vrea să mă uit la o întâmplare din Biblie. Where we see somebody actually gain Jesus as their first love. În care vedem pe cineva care câștigă această sau îl ia pe Dumnezeu sau pe Iisus ca prima dragoste a lui. And if we can see how they did it, we can also follow that example and gain it for ourselves. Și dacă ne realizăm cum au făcut acești oameni această sau cum au ajuns la această experiență, putem să facem și noi același lucru. Go to Luke chapter 24. Luca, capitolul 24. This is the story of the road to Emmaus. And the road to Emmaus is one of my, I would say, probably one of my most favorite stories. How many of you guys know what Emmaus means? Câți dintre voi știu ce înseamnă Emmaus? If you look it up in the original language, dacă vă uitați în limba originală, Emmaus comes from a Hebrew word, and of the Hebrew root word of it, it actually means a warm spring. Vine de la un cuvânt care înseamnă izvor fierbinte. And not necessarily hot, like he was saying, but a warm, like a lukewarm, cald. A lukewarm căldicel. Spring. Un izvor căldicel. And it's interesting because these people on the road to Emmaus, they were currently or before they were in Jerusalem. Și e foarte interesant că ucenicii au plecat de la Ierusalim spre Emmaus. And Jerusalem means peace. Și Ierusalim înseamnă pace. And so these disciples, when Jesus was alive, they were living a life of peace. Acești ucenici, în timpul vieții lui Iisus, au trăit o viață în pace și o viață de pace. But after they were so, sad and disappointed of Jesus' death, dar după ce au fost așa de triști și de dezamăgiți de moartea lui Iisus, they began going back to their hometown called Emmaus. S-au îndreptat înapoi spre orașul din care erau, Emmaus, which means a lukewarm spring. Care înseamnă izvor căldicel. So they were once in peace, but now they were heading down a lukewarm path. S-au fost într-o situație de pace, într-o condiție de pace, s-au întors și se întorceau înapoi într-o situație căldicică, încropită. And as they were on their way back, Jesus meets them halfway before they can get to that full lukewarm state. Și înainte să ajungă la acea stare încropită, Iisus îi întâlnește la jumătatea drumului. And I can imagine Jesus walking up with like a hood over his head.
Și mi-l imaginez pe Iisus cu o glugă pe cap sau o mantie pe cap. And ask the disciples, you know, what's wrong? Why are you guys so sad? Și întreabă pe ucenici, ce s-a întâmplat? Stați așa de triști. And they're like, what? You haven't heard, you know, Jesus just died. Cum n-ai auzit? A murit Iisus. And so he begins talking to them and it says in verse 27. Și începe să vorbească cu el și în versetul 27. What he tells them. Ce le spune? It says, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. So he begins telling them about himself, about Jesus. Deci începe să le povestească despre el. And as they're listening, I can imagine them thinking to themselves, wow, this guy really sounds a lot like Jesus. Și în timp ce le povestește, imaginez gândindu-se ei, omul ăsta chiar sună ca Iisus. So they get excited and as they get near their home, they invite Jesus inside. Devin foarte entuziasmați și când ajung acasă, le invită pe Iisus înăuntru. And they begin having a meal and in verse 30, I want you to notice what takes place at that meal. This is very, very important. I'm going somewhere. Și îl invită la masă și în versetul 30 se întâmplă ceva extraordinar. It says, and it came to pass as he sat at the meal with them, he took bread, blessed it, broke it and gave it to them. And verse 31, and their eyes were opened. Și versetul 30, pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. They sit at a meal with Jesus. Au stat la masă cu Iisus. And Jesus begins talking with them. He prays, he breaks the bread. And right after that, after this encounter, it says they automatically know. Și Iisus a rugat, a binecuvântat pâinea, a frânt-o și a împărțit și chiar în momentul acela și-au dat seama că era Iisus. What did Jesus do that made them realize it was him? Ce a făcut Iisus ca ei să realizeze că era el? Well, it says it in verse 35. Spune în versetul 35. And they told what things were done in the way and how he was known of them in the breaking of bread. Și au istorisit ce le se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. And so when Jesus broke the bread, când Iisus a frânt pâinea, they automatically saw it was Jesus. Și-au dat seama că era Iisus. But what about Jesus breaking the bread? Ce e cu acest lucru, Iisus frângând pâinea? I used to think that maybe it was like the style, you know, the format that he had in breaking the bread like perfectly or something. Poate că era ceva, m-am gândit eu, poate că era ceva felul în care rupea pâinea așa mai perfect, mai corect, mai în stilul lui propriu. But in Desire of Ages called The Walk to Emmaus, she actually tells us what it was. Dar în Hristos Lumina Luminii se spune ce era de fapt, ce au realizat ei. When Jesus broke the bread and he handed it to the disciples. Când Iisus a rupt pâinea și le-a întins-o. They grabbed the bread from his hand and guess what they saw? Au luat pâinea din mâna lui și ce credeți că au văzut? Urmele cuielor. They saw the bare hands and they saw the holes in his hands. Au văzut mâinile lui și găurile din mâinile lui. And once they saw those holes in Jesus' hands. Și când au văzut acele găuri din mâinile lui, they automatically he just disappeared out of their sight and they were really really excited. Hristos a dispărut din mijlocul lor, dar ei au fost foarte entuziasmați. In fact, notice what they do in verse 33 after that they see his holes. De fapt, uitați-vă ce se spune în versetul 33 despre ei după ce au făcut după ce au văzut acele semne. They rose up the same hour and returned to Jerusalem and found the 11 gathered together them that were with them saying the Lord is risen indeed and has appeared to Simon. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11, și pe cei care erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. You see, the disciples, right after seeing the holes in Jesus' hand, ucenicii chiar după ce au văzut semnele din mâna lui Iisus, they instantly that same hour got up and began going to tell the disciples what happened. Exact în momentul ăla s-au ridicat și s-au dus să spună celorlalți ce se întâmplase. I have a question for you guys. Am o întrebare pentru voi. Did the disciples have a desire to tell others about the Savior? Ucenicii au ei această dorință să spună celorlalți despre Dumnezeu? Did these two people at that moment in verse 33, did they have a desire to tell others if they got up that same hour? Au avut acești ucenici dorința chiar în momentul acela să meargă și să-l vestească pe Dumnezeu? It was like the middle of the night, but they were still willing to run and tell others. That's how much they wanted to tell others. Era mijlocul nopții, dar au avut acea dorință puternică să meargă atunci și să-l mărturisească pe Dumnezeu. You see, these people had an impulse to bring others to the Savior. Acești oameni aveau o dorință puternică să-l împărtășească pe Iisus. And as the quote we read a little earlier, și exact în citatul pe care l-am citit un pic mai devreme, it said the very first impulse of the renewed heart is to bring others to the Savior. Primul impuls pe care îl are o inimă schimbată este să-i aducă pe ceilalți la Hristos. Those who don't have the desire have lost their first love. Cei care nu au această dorință și-au pierdut dragostea dintre. But if you flip it around,
Dar dacă întoarceți acest lucru, and you say, well, how about those who have that desire? Ce putem spune despre cei care au dorința aceasta? If they have a desire to bring others to the Savior. Dacă au dorința să aducă pe oameni la Hristos, that means they possess Jesus as their first love. Înseamnă că ei au această primă dragoste pentru Hristos. And so did these disciples have Jesus as the first love of their life? So, aveau acești ucenici dragoste pentru Dumnezeu ca pentru Isus ca prima lor dragoste? I would have to say yes. Ar trebui să spun da. And the way that they gained that desire. Și modul în care au căpătat această dorință. Was once they looked at what? Era legat de modul în care sau de faptul că au văzut găurile din palmele lui. When they saw what Jesus had done for them and the cross event in Jesus' hands. Când au văzut ce a făcut Hristos pentru ei și evenimentul crucii în mâinile lui și în rănile lui. They instantly got Jesus as their first love. Chiar în momentul acesta, în momentul acela l-au primit pe Hristos ca dragostea lor prim. And so to review and close. Și ca să recapitulez și să închei. We first looked at the first point. Ne-am uitat la primul punct în această seară. And that was, how do we regain Jesus as our first love if we've lost it? Cum recapătăm această dragoste din tăi? And what were those three steps? Și care sunt pașii pe care let's see if you guys can remember. Să vedem dacă vi mai aduceți aminte. Remember. Aduceți aminte? Repent and return. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tăi. And after we do that last thing of return, we will regain it. But what if we were in the group of people who've never had that experience? Dar dacă suntem dintre cei care n-au avut niciodată această experiență? What event do we need to continue to look at and realize so that we can make Jesus our first? Ce eveniment sau ce lucru trebuie să ne capete, să ne atragă atenția pentru ca să ajungem la această experiență? We need to look at the cross and that will gain us that desire. Trebuie să ne uităm la cruce și aceasta ne va aduce această dorință. And so I don't know which one of those groups you guys are in. Nu știu în ce grupă faceți dumneavoastră parte. I don't know if you've had it at one point and now you know how to get it. Nu știu dacă ați avut-o și urmăriți să o recapătați. But I don't know if you maybe never have had it and now know how you can gain it. Nu știu dacă n-ați avut-o niciodată și v-ați dorit foarte mult să o aveți. But my challenge to you guys is that you would fall whichever one of those camps you're in. You know which one you are. Provocarea mea este indiferent din ce categorie faceți parte. Make sure you follow those steps. Faceți să fiți sigur că urmați acești pași. And specifically for those who maybe want to regain that or who want to gain that experience. Și în mod special pentru cei care își doresc să recapete această experiență. You may have heard the cross being taught to you your whole life. Poate că ați auzit vorbindu-se despre cruce toată viața dumneavoastră. But I promise you that if you imagine yourself. Dar vă promit că dacă vă imaginați at the foot of the cross. La piciorul crucii. Just you and God. Doar dumneavoastră și Dumnezeu. And you really really look and realize what Jesus has done for you. Și vă uitați cu atenție și realizați ce a făcut Dumnezeu pentru dumneavoastră. That you will have that desire. Veți avea această dorință. So if you are that person who needs to do that, do it tonight. Dacă sunteți această persoană care urmăriți acest lucru și vă doriți acest lucru, faceți în această seară. Ask God to make the cross more real to you. Rugați-L pe Dumnezeu să facă crucea reală pentru dumneavoastră. And I promise you that you guys will have him as your first love. Și vă promit că îl veți avea ca prima dragoste. Let's pray. Să ne rugăm. Lord, I want to come before you and just thank you so much that your word has so many solutions. Doamne, aș vrea să-ți mulțumesc în mod special pentru că cuvântul tău are atâtea soluții pentru noi. It convicts, but then it gives us an answer. Arată problemele, dar ne dă și răspunsuri. I pray, Lord, that if any of us here do not have a desire to bring others to the Savior. Aș vrea să mă rog pentru cei care nu au o dorință să aducă suflete la tine. That we would follow either one of those steps. Ca să urmeze fie pașii pe care i-am prezentat în această seară. Please, Lord, give us the strength. Te rog, Doamne, să ne dai putere. Keep this message in our minds. Păstrează acest mesaj viu în mințile noastre. And help us to really follow up with these steps so that this whole church will have a desire to bring others to you. Și ajută-ne să urmăm acești pași ca întreaga biserică să aibă această dorință de a aduce suflete la Hristos. We love you and we just thank you so much for being our first love. Te iubim și îți mulțumim foarte mult pentru că ești dragostea noastră. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus te-am rugat. Amen. Amin. Vom închide acest serviciu divin în numele Domnului Iisus cu cântarea 534. Ești tu creștin adevărat?
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că în această seară ne-ai căutat pe fiecare, așa cum ai căutat acel om din povestirea lui Eric, căutând să ne salvezi sufletele. Te rugăm, ajută-ne să luăm aminte. Dorim să avem această experiență de care am auzit. Ne reamintim de bucuria pe care ai pus-o în sufletul nostru când am descoperit adevărul, când am ales să mergem alături de tine. Și te rugăm, ajută-ne să nu credem că acești pași sunt prea simpli și că nu vor duce la un rezultat. Ajută-ne în simplitate să facem acești pași. Pune tu pocăință în inima noastră, că știm că este darul tău. Te rugăm, ajută-ne tu să ne întoarcem la această dragoste din tâi și ajută tu ca adevărul Evangheliei să fie predicat în zona aceasta cu putere, oamenii să te cunoască și tu să poți să te întorci acasă curând. Îți mulțumim că tu ne asculți și ne vei ajuta la aceste lucruri. Amin.